În 1973, Peter Jenkins, un celebru globetrotter, și-a propus să traverseze pe jos Statele Unite ale Americii, de la coasta de est la coasta de vest. Prin câmpii, munți și deșert, prin zăpadă, vânt, ploaie și căldură, Peter nu ți-a dat bătut cu una, cu două. Când a fost intervievat de jurnaliști pe la jumătatea drumului, unul dintre reporteri l-a întrebat: spuneți-ne, care este cea mai mare dificultate pe care ați întâmpinat-o până acum în tentativa dumneavoastră? Temperaturile severe? Oboseala fizică? Epuizarea? După un moment de tăcere, sportivul a răspuns: singurul lucru care aproape m-a făcut să renunț a fost nisipul din pantofii mei. Am ajuns la ziua 34 în cadrul maratonului de citire al Bibliei. Ca și Peter, nu lăsa ca lucrurile mici din viața ta să-ți atragă atenția și să te facă să renunți. Totul depinde de tine. Trebuie doar să vrei. Nu renunța, vei reuși.